Salutare, dragi tovarăși, și bine ați dat click la un nou videoclip. Astăzi m-am gândit să mergem o leacă la plimbare. Însă este cam noapte afară și au ieșit vârcolacii, așa că ne vom plimba pe GeoGuessr. Dacă nu știți GeoGuessr, vă recomand, este foarte fain. Aveți diferite hărți unde vă dă random pe undeva prin lume și trebuie să ghiciți unde vă aflați. Astăzi o să ne plimbăm prin România să vedem dacă ghicim unde ne aflăm. Hai să luăm 1000 plus de locații. 1000 plus locations. Zice că este easy. 300 explorat harta, 1000 de locații, 31 au apreciat-o. Updatată pe 7-a 9-a, adică chiar astăzi. Hai să vedem ce găsim aici. Play, nu ne-am luat pro. Fără challenge, hai să dăm start. Poate o să-mi iau premiu pentru ăsta. 2 euro pe lună nu-i chiar atât de mult și... ce este aici? În fine, deci ideea acestui joc este să ghicești unde mama dracului te afli. Hai să fac webcam-ul mai mic ca să... Hai să mă pun mai așa să nu vă iau din vedere, sau? Hai că stau aici. Să nu vă iau prea mult din, din vedere, din peisaj. Și te plimbi ca pe Google Maps și trebuie să te iei după, să zicem... relief, arhitectura clădirilor sau semne de circulație. Din câte pare a fi undeva mai la deal. Și opa, hai că n-au reușit să cenzureze aici. AB, Alba Iulia se pare că este aici. Dar oare pe unde e prin Alba Iulia? Să-ți aminte că m-a dat pe străduță așa în pulea. Culmea, eu am neamuri în Alba Iulia, dar nu știu cum arată orașul, n-am mai fost acolo de 15 ani probabil. Nici chiar 15, 12 ani pe acolo. Mă, pare undeva mai pe la periferie, cred. Nu este în centru, că știu că în centru e cetatea, fântâni arteziene, alte chestii pe acolo. Din Alba Iulia știu că e Gereveu, cum ar fi să-l găsim pe Gereveu pe acolo? Adică pe aici. A, uite, sunt aproape de ieșire și de calea ferată, deci cum am spus, mai pe la... periferia orașului și... Uite mă că pe aici le-au cenzurat. Adică la ala nu se vede, dar e prea departe. Dar nu prea ai voie să arăți numele de matriculare de la mașini. Dar hai să punem Alba Iulia și acum să vezi că e de fapt Cluj sau ceva și ăștia erau în trecere pe acolo. Alba și Iulia. Unde dracului prin Alba Iulia? De se văd dealuri. În partea asta. Calea ferată. Nu arată, nu arată. Aici e cetate. Parcul, nu cred că e pe partea asta. Dar sunt cam departe de alurile astea. E mă pe partea asta aici? Hai! Service vulcanizare? Nu e asta. Spălătorie auto și covoare? Nu e asta. Pepco, MV, cetate... Cetatea milită. Stai mă, pe unde ori mai fi de aluri? Pe partea asta de deluri. Hai să punem undeva pe aici. Era fix în partea cealaltă a orașului. Da, mă mai încurcă un pic aici că nu e direct harta geografică cu terenul. E așa una de chestie, mai mult de rutieră. Hai să vedem. Filmează? Filmează, bun. Hai să vedem pe unde ne dă. Aici deja este un oraș mare. Destul de sexy aș putea spune, dacă îmi permiteți. Văd că ăștia au petrom, deci să-ți uimite să caut un petrom. Și văd că avem aici și mai biserica. Am și trecut deja. Nu este vreun semn pe aici ceva? Fie antenă, deci e în construcție, parație și o face aurie așa ca să o vadă Dumnezeu de sus. De ce zici că e în GTA 5, că e canalul ăla pe acolo, prin jilocul orașului, dacă știți? Bă, dar ce catedrală o fi asta, că... Nu știu ce pe nicăieri? Mai așa un pic, nu mă lasă. Hai bă, că mă lasă. Cum ar fi fost să o fi recunoscut pe asta? Uite, avem și un loții pe aici. Dar nu scrie ce biserică o fi. Poate zicea, biserica nu știu care... Metropolitana Iași, habar n-am. Deși ăsta nu cred că este Iașu. E mai pe la munte aici. Ia, stați așa, hai că am mai găsit o chestie. Asta e catolică.
Deci este o zonă în care sunt și catolici și ortodoxi. Dacă e să o luăm așa, ar putea să fie în zona cu secui, cu maghiari, poate să fie și în Bacău. Asta nu știu. Interesante totuși bloc. Uite aici un semn de circulație. Hai să vedem ce zice pe semnul ăsta. Bacău, Bicaz, Roman. Deci nu este în Bacău, dar e în zonă. Hai să vedem. Bacău e aici. Roman. Roman nu-i mai jos? E mai sus? Mai sus. Deci cred că e în Onești. Atunci. După ăsta pare a fi în zona acolo. Central, nu știu. Da, mai pe aici. Să vezi că nu era ăsta. Nu! No! Era în Piatra Neamț. Nu, no, n-am nimerit aici. Hai să vedem ce este pe aici. Bun, deci ăștia au profi. Semn de circulație. Ia uite mă, au de la în care merge omulețul. Mă, nasol că ăștia n-au dat București deloc. Ăștia nu bagă București că le că probabil o să ghicească toată lumea că le București. Îmi place că tipul ăsta care face harta și o updatează în fiecare zi, pune din orașe de-astea în care nu prea locuiește așa multă lume să zici că ar fi șanse să fie careva de acolo. Zona asta pare a fi tot așa mai deluroasă. Deci nu e pe la câmpie, uite și ce de ale aici. Da, nimic pe aici, niciun semn de circulație. Oricum nu e un oraș mare ăsta, din câte se pare. Uite, au Lidl. Bine, Lidl e peste tot. Și acum e tare să găsesc un YouTuber pe stradă și să zic, a, e, nu, e YouTuberul cu tare, deci e orașul cu tare. Pălătorie auto, am înțeles. Dar ce-o fi mă în zona asta? Să fie curtea de Argeș? Apana ce-ar fi pe aici? Oricum. Opa! Da, mă. Dă mai așa un pic. Ia, hai că am mai găsit o chestie. Ce mă asta? Asta e biserică? Cred că da. Sau e doar o clădire? Ce mă asta? Nu cred că e biserică. N-am văzut o... A, asta era. Am crezut că se vedea crucea de la Sinaia. Nu, no, nu e biserică. Fierărie. Hai că da. Stai. Aici. La cappuccino? Ce dracu, mă? Mai aproape nu mă dă? Bullshit. Nu ne dă. Da, mă, uite, biserica catolică și aici. Nu pare a fi... Deci aici e catolică. Și fix lângă e ortodoxă. Dar nu mă dă acolo. Ba da. Lângă e ortodoxă. Deci e tot așa un oraș. Tot din zona aia. Și a zice că casa de cred că cultura muncitorilor. Ce să fie mă ăsta? Cred că ăsta e Onești de mai devreme. Uite câte daci pe aici, cred că lumea e mai amărâtă ca în Bărcănești la mine. Oricum, mi se pare drăguț orașul ăsta. Mi-ar plăcea să stau într-un oraș ca ăsta. Bine, cel mai mi-ar plăcea să stau în București, că sunt tânăr. Dacă am să mă retrag undeva, cred că pe aici. Hai să punem tot prin zona aia, zice că e. Probabil că voi de pe premieră ziceți acolo pe chat ce oraș e, dar eu de unde ți drag să știu. Ce am zis? Tot în Onești să pun? Sau să fie Ajud? Ajud? Hai să punem în Onești. Nu mai știu pe unde m-a pus. Hai să zice, uite pe strada asta aici. Sat catolic. Uciur, cream că ciucur. Era mai prin partea asta. Aici? Uite aici.
10 secunde, pauză publicitară, pentru că sunt zgârcit și nu-mi iau premium. Nu-mi iau Gezu Gezer premium. Paul Lungu face top 8 mai cunoscut, face clipuri cu GeoGuessr și chiar îmi plac. Hai să vedem. A? Eram partea asta la altă, lângă profi. Da, m-am uitat mă că am început lângă un profi și m-am plimbat eu mai spre marginea orașului. Un kilometru distanța. Pe scurt, o să merg pe jos de acolo până acolo. Hai să vedem mai departe. E, aici suntem în ceva mai micuț. Ce mai formă era asta la clădire? Bă, îmi plac clădirile de genul ăsta așa. Și sunt și blocuri comuniste. Eu te mă gândesc să nu fie naibii printr-o zonă de asta gen Odoheu secuiesc, dar nu cred că e. N-arată pe aici zona de aia maghiară. Nu știu ce am impresia că e Oradea asta. Oradea sau... S-ar putea să fie Oradea. Oradea sau Arad. Să mă întorc mai... Sau Beiuș să fie. Nu știu, cred că e prin zona aia. Din vestul țării. Parcare. Aha! Bihor 12 JNG. Bihor. Fiți antenă. E locul de parcare. Nu, e ăsta de aici. Cred că e ăsta de aici unde sunt numerele de mașina asta. Ok. Deci suntem în Bihor. Oradea. Sau ar putea să fie Beiuș, dar nu cred că e atât de mare Beiuș. De s-a născut Codrinelu. Nu mai știu unde m-a dat. Uite și o școală. Una lângă. Hai să vedem cum se cheamă. Că îmi zice școala, numărul cu tare, localitatea cu tare. Direcția Generală de Asistență Socială, Protecția Copilului Bihor. Și scrie și în... Asta. No, dacă este o clădire atât de importantă, presupun că e în municipiu. În reședința de județ. Era să zic capitală de județ. Pe aici nu scrie nimic. Deci, cred că este o... Uite mai ceva aici. Centrul de plasament numărul 2, Oradea. Centrul de plasament nu e orfelinat? Ha, ok. Deci am zis că este Oradea. Hai că am ghicit acolo. Dar să vedem. Hai să trăiești. S-au zis cum a claxonat? Pe unde dracu? Prin Oradea. Ar putea să fie pe oriunde. Chestia că mi-am dat seama că Oradea că am căutat toată pe unde stă Codrin și am găsit strada într-o zi. Acum pe unde dracu să fie? Restaurant la Papi. Oficiu poștal. OMV, profi, orășelul copiilor. A de plas, nu? Uite că era școala aia. Să fie școala asta. Dar sunt mai multe școli în puii mei. Nu aici. Casa minunat. Ce dracu e asta? Casa minunat, what the fuck. Biserici. Primărie. Și mai ești. Mai sunt și pe aici chestii. Hai că zic că în partea asta așa, pe unde am văzut o școală aia, gimnazială și m-a dat pe o stradă pe aici. Hai să vedem. Era în capătul ăla al orașului. 4 km. Am înțeles. No, dacă era Codrin, dacă făcea Codrin episodul ăsta, el ghicea din prima. Și să vedem. Cred că asta este runda 5 din 5. Octa sensul giratoriu, dar văd că e cu galben marcajul. Deci e provizoriu. Și... Fiți antenă. E tot în Ardeal aici. Sunt casele așa mai ascuțite oarecum la vârf. Gen așa. E spre Ardeal. E în zona ardelenească. Nu chiar în Odoheu secuiesc, dar e pe acolo. Și... Să-mi bag, cred că tot ora de aici aici. Cred că asta e tot Oradea. Nu știu ce, cred că asta e Oradea. Întâmplărie PVC. Da. Broker, da, sigur. Hai să caut ceva pe aici să mă convin. Clădiri, n-am fost atemă pe unde am, pe la un sens giratoriu eram parcă, nu? Am început harta asta. Uiteți, clădiri mișto pe aici. Sau poate să fie și Sibiu. Bă, cred că e Sibiu ăsta. Nu știu, dar cred că e Sibiu. Nu Oradea, cred că e Sibiu ăsta. Hai să văd aici la... Ia uite, da, catedrala ăștia.
Câtă clădire. Taxi. Hai să vedem ce zic ăștia. Taxi. Alo, taxi. 12 locuri așteptare. Să fie util. Ai apărut pe Google, n-ai ce face. Hai să vedem clădirea asta mai din față. Ce ar trebui? Uite, o statuie, dar... Nu-mi dau seama ce scrie. Și acum să zic acolo. Ian cu de Hunedoara. Ne uităm sub fuste, nu ne uităm că nu ne lasă YouTube-ul. Ok. Hai mă, nu pot să văd pe aici. Așa. Se suie Iancu pe statuie. Da, nu înțeleg. Dacă voi înțelegeți, mai bine eu nu înțeleg. Ate, n-am trec, nu înțeleg. Hai să vedem mai... Mă, dar sunt frumoase rău clădirile astea așa. No, Brașov sau Sibiu e aici. E Brașov sau e Sibiu? Una din două. Dar cred că e Sibiu. Yeah. Living new is master in industry și... ok. Mi s-a părut că era unul care cânta la violă. Yeah. Și mă clădi... Bă, da, frumoase clădi... Îmi place arhitectura asta. Deși parcă dă un pic și spre clădiri de alea parisiene. Nu neapărat... centrale europene. De ce zice pe aici, pe la intrare? Nu zice teatru ceva? Ce-o fi ăsta? O mai merge lumea la teatru. Ia uite, bă. Faceți cum mâna, ți-a apărut la mine în episod. Ia ce merge pe la parcarea asta. Atenție, da. Nu înțeleg ce scrie acolo. Mă, dar sunt faine rău. Bă, să fiu oare Cluj. La ce mare era sensul al giratoriu. Da, mă, poate-i Cluj. Nu, Oradea de exclud. Cluj, Brașov, Sibiu. Arad să fie? Ca să fie și Arad. Și să fie, mă, pe aici. Eu nu am scăpat ăstora vreun număr. Ia, mă, concert, zice. 6 iulie. Nu zice și unde cântă ăsta? Nu zice. Să fi zis naibii unde cântă ăla. Și acum să fie câțiva pe premieră care să fie din această localitate urbană. SMS card, parcare cu plată. Deși blocuri. Uite o statuie, stai așa. Înțeleg ceva. Nu înțeleg. Nu recunosc statuile astea. Azi era clădirea asta mare, asta cred că e primărie sau ceva. O biserică e... Bă, da, multe biserici în România asta. Zici că e Lenin, nu pe siluetă, nu înțeleg de ce. O, ce clădire au băieții ăștia. Cluj. Cred că e Cluj, bă, că e prea mare să fie Sibiu sau Brașov. Uite și tu la câte mașini sunt pe aici. Și la ce străzi late. Uite și tu cum sunt mașinile aici. Puse toate. Cum era că grasul ăsta... Gata, mă uit în circulație. Aeroport. Cluj-Napoca, Sibiu, București, Brașov. Piste. Deci nu e... Nu e nici Cluj, nici Sibiu, nici Brașov, nici București. Târgu Mureș nu cred că e. Ce să fie, mă, în zona asta așa, deci... Dar vine... Stai, mă. E60. Cred că e de nu e autostrada asta. Cred că DN16, DN13, astea. Stai să vedem, deci... Alba Iulia, niciun caz, că Alba Iulia e mult mai mică. Ce-s, mă, frate, clădirile astea? Mureș Mall. De ce Târgu Mureș? Mureș Mall. A, de ce Târgu Mureș? Bun. Nu cred că e așa mare Târgu Mureș, sincer. Îmi plac clădirile astea așa. Mișto. Bă, orașul e frumos. Îmi place. Na, n-are metrou. Ca în București, mai ales ca în drumul taber. Bine, are metro ca în drumul taber. Ah,
Mi-ar plăcea să locuiesc aici, dacă n-ar fi așa mulți unguri să mă ia la bătaie. E, te că și ești aici, e. Centru. Gara CFR, ce mai... s-a dus, uite un motociclist. No, deci este Mureș ăsta, dacă este Mureș Mall și era mai în spate, deci e Târgu Mureș. Că zicea, Sibiu astea într-o parte, București Brașov în partea asta, deci e Târgu Mureș. Dar nici nu pare bore. Hai mă că-i măricel. Tazo, o, băieții ăștia. Bun așa. Unde dracu ne-a dat la început? La un senjiratoriu parcă ne-a dat, nu? De pe unde e sens giratoriu? Nu e sens giratoriu ăsta. Era un sens mare giratoriu unde ne-a dat la început. Cred că aici. Nu aici. Și acum stau să caut sensuri giratorii pe aici. Deștept și eu. Alea Carpați. Acum mai... Madam printr-o margine. Hai să zicem că m-o fi dat. Uite, aici. Aici. Aici m-a dat. No, era mai încolo un pic. Dar, da, mă, că nu. Bă, dar cât a zoom-ul trebuie să dau să văd un fucking senjirator. Dar n-am văzut că era rul ăla pe acolo. Chiar nu l-am văzut. Ok, un kilometru am greșit aici. Dar mi-ar fi frică să merg, că poate mă atacă ungurii. Hai să vedem summary. Deci ăsta cu... Oneș, Piatra Neamț am greșit. După l-am nimerit pe ăsta la altul. Am nimerit orașul aici. Nu știu ce distanță e. Nu mă mai dau pe Google Maps. Dă și așa. Ok, ce am nimerit oarecum pe asta. Și ce am mai nimerit? Oradea am nimerit. La distanță destul de mare. Alba Iulia am nimerit. Și mai era ceva. Și Mureșul. Ăsta era un kilometru și parcă și la Alba Iulia. Un kilometru am greșit. Mă, destul de mișto aș putea spune. Odată am reușit să fac chestii la 500 metri sau ceva de genul de rar. Dacă mai vreți episoade cu GeoGuessr, să-mi lăsați opinia acolo pe chat la premieră și vă mai fac. Că mie îmi place joculetele ăsta, mai ales că-ți dă cu România. Păcat că nu mi-a dat cu Constanța sau cu București, că pe astea le ghicești cel mai ușor. București vezi peste tot chestii din București, mai ales că am stat acolo și aproape de mine. Constanța vezi mare, așa e. În fine, cam asta a fost videoclipul, ne vom auzi data viitoare. Ciao les tuturor!